dimineața. Super, super dimineața. Super dimineața. Șapă de clou. Nu mai vorbi cu mine. Dragii mei, așa cum am promis în emisiunea trecută, ne-am întors la teatru. O surpriză și pentru mine, sunt convinsă că și pentru dumneavoastră cei de acasă. Și așa cum promit, de fiecare dată mă țin de cuvânt. Am revenit la teatru, bineînțeles că alături de mine, la fel ca și în emisiunea trecută, nimeni altul decât Mihai Panaitescu, directorul Teatrului de Artă din Deva. Stăt un pic, cred că n-am spus corect. Teatrul de artă din Deva. Da. Așa sunt invitații mei. Unii mă corectează la folclor, uite, Mihai mă corectează la teatru. Bine te-am regăsit, îți mulțumim că din nou ești gazda noastră și plin de surprize, așa, niște doamne superbe. Da, sunt și doamne și domnișoare. Și doamne și domnișoare. Acum nu știm care sunt doamne, care sunt domnișoare. Eu glumesc că știu care sunt doamne și care sunt domnișoare. Ne bucurăm, aici este un spațiu al artelor și este firesc să se întâmple așa ceva. Să fie bucurie, să fie dragoste, să fie muzică. Pentru că muzica este universală și, cum ați văzut, este minunată. Este o muzică din sudul Italiei. Mm-hmm. Da? Și o interpretare extraordinară și o voce deosebită, o voce caldă. Cine sunt doamnele și aceste domnișoare? Aceste minunate, începem de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta? Să începem
cu Marta. Marta, hello Marta. Hello. Victoria. Hello, ciao. Victoria. Da. Și Cappuccino. Și nu chiar Cappuccino, o să discutăm imediat, este așa, de fapt nu te cheamă Cappuccino, te cheamă? Te cheamă Capucin în francez, dar când ajunge în România pe prima dată, în 2005, cum numele meu a fost foarte eșurat pentru lumea, toată lumea, toate prietenii mei, me cheamă Cappuccino și acum încă oamenii me cheamă Cappuccino aici în România. Și am fost total surprinsă, dragii mei, să văd că vorbește românește. Îmi zice că puțin vorbește foarte bine românește. O să rog să mă ajute, pentru că eu la franceză sunt pe lângă subiecte. Cappuccino și Mihai o să mă ajute cu traducerea pentru a vorbi cu celelalte două superbe femei care m-au cucerit. Eu sunt convinsă că și pe voi cei de acasă. Numele, că dacă îl pronunț eu, îți spun eu că îmi cumpăr oi. Cappuccino Maillard. Cappuccino, așa. Da. Cappuccino în România, da. Bun. Sau Cappuccino. Dar ele ca și trupă au un nume. Compania se numește Asiade. Asiade. Sunt din Paris, așa, și sunt, i-am văzut în mai multe spectacole la Paris. Cappuccino a regizat La vie parisienne de Offenbach, o operetă extraordinară, da, care trebuia să vină în vară în cadrul festivalului Hunedoara Lirică. Din păcate, acest festival nu s-a mai ținut, dar noi am ținut legătura și am întrebat-o, Cappuccino, există ceva stradal în care putem să adaptăm pentru România ca să vin celălalt festival, Deva Performing Arts? Și a zis, da, știu, avem, Le Crieux Public, de care o să vă povestească chiar ea, dar zic, mai vreo prietenă sau niște prietene, dacă se poate cu ochii albaștri și să cânte și la acordeon. Și a zis, da, știu pe cineva, Victoria. Așa. Și așa mi-a pus un YouTube cu ce cânta Victoria și cu Marta. Așa, este extraordinar și așa au ajuns în festivalul nostru. Ne oprim două secunde, Cappuccino, te rog, tradui la Victoria și a auzit numele. Tradui în mare ce a zis Mihai. De ochii albastru? Da, să se uita. Când il a vu la vidéo de Crieuse Publique, il a dit, c'est qui cette fille avec des grands yeux bleus, joue de l'accordéon, j'aime beaucoup son style, et j'ai dit, ça tombe bien parce qu'elle joue de l'accordéon dans une autre formation, et voilà comment Marta entre en scène. Tascabilissimo, c'est le nom du deuxième spectacle qu'on joue ici. Et Le Crieux Public avec Cappuccino. Deci Tascabilissimo este al doilea spectacol care vine în festivalul nostru. Le Crieux Public este primul spectacol. În primul spectacol este Cappuccino și Victoria. În al doilea spectacol, Marta și Victoria. Sunt două spectacole diferite care se joacă. Primul spectacol, Le Crieux Public, se joacă de trei ori se joacă în cadrul festivalului, el fiind de scurtă durată și ca să poată să-l vadă cât mai multă lume. Iar celălalt, Tascabilissimo, de două ori. Am înțeles. Reamintim pentru cei care nu au fost alături de noi în prima emisiune. Noi suntem între acele zile, între 1 și 8 septembrie, la Deva. Este cetatea teatrului, cum îmi place mie să spun, aceste zile dedicate teatrului. În sfârșit putem să vedem lucruri frumoase, să vedem cultură, să vedem dragoste, cum îmi place la Mihai să spună. Să reușim să facem și altceva decât am făcut de la începutul anului și până acum. Să iubim, să iubim cu tot sufletul, că așa ne place nouă aici la Super Dimineața. Dragii mei, o să o rog pe Cappuccino să ne spună bucata de piesă pe care am ascultat-o la începutul emisiunii. Hai să detaliem un pic despre ce spectacol e vorba, ce au interpretat, da, fetele. De Crieuse Publique? Non, de altceva, de Tascabilissimo. Dites parler de Tasca et je vais traduire. Tascabilissimo è un duo formato da accordéon diatonique. E bene, da che Marta, un italiano si inserisce bene? È forte, bene. In italiano. J'ai dit quoi? Scusez. Je parle en français ou en italien? Italien. Italien. Je vais parler en italien. Allora, Tascabilissimo è un duo formato da organetto diatonico, violino e suono anche il tamburello. Cantiamo canzoni tradizionali del sud Italia, dell'Irlanda, della Louisiana, irlandesi,
America del Sud. America Latina. Si capisce? Si. Poți să traduc eu? Da. Deci, spectacolul acesta este un circuit pe tot mapa mondu cu muzică din aceste țări, din Irlanda, din America de Sud, din America de Nord, din sudul Italiei, din Germania, de peste tot. Este așa un arc peste lume cu muzica lumii, pentru că muzica este un limbaj universal. Et on est très ému de jouer ici parce que toutes nos dates ont été annulées en France. Se bucure că sunt aici pentru că toate spectacolele s-au anulat în Franța datorită pandemiei. Merci, România! Merci mult că s-a rezistat cu de la COVID-ul! Da. Mulțumește, România, pentru că noi am rezistat cu COVID-ul și am reușit până la urmă să facem acest festival. Nu numai ele au spus chestia asta și germanii cu care ne-am întâlnit ieri se bucură, au fost prima dată pe scenă după 6 luni, pentru că și în Germania, mai ales în zona de nord, berlinezii sunt mai catolici decât papa, cum se zice. În alte zone din Germania e mai lejer, dar în Berlin au avut restricții destul de dure și se bucură și ei că au reușit să ajungă pe scenă, la fel ca și marele violonist care a fost aseară, care a fost prima dată pe scenă după 6 luni. Alexandru Teodorescu, care a uimit lumea, noi am transmis în direct spectacol, facem o mică paranteză, foarte multe vizionări, oamenii au fost de-a dreptul încântați și ne cerem scuze, adică eu îmi cer scuze în numele prietenilor mei de la teatru, că locurile au fost limitate și că nu toată lumea a reușit să vadă live. Da, o să mai vină, am păstrăm contactul și o să revină la Deva. Probabil până atunci restricțiile se vor diminua și vor putea intra mai mulți spectatori. Și trebuie să înțelegem că anumite concerte nu se pot ține în stradă. În cazul concertului de aseară, trebuie să înțelegem că acea vioară cu... atinsă cu atâta maestrie de Alexandru Teodorescu, nu putea să sune este un la fel. Stradivarius. Da, nu putea să sune la fel chiar și acolo sus, pe Cetatea de Vechi. Asta pentru cei care au avut întrebări și care au ajuns cu întrebările, să spunem așa, la noi venim și cu răspunsurile. Și uite, domnul director promite că o să-l mai invite pe Alexandru. Da, spune Teodorescu. Mihai, că așa cu director. Da, noi suntem foarte buni prieteni, cei de acasă știu asta, pentru că ne-au mai văzut. Și pleacă, noi rămânem. Da, ne-au mai văzut și în alte emisiuni. Îmi pare bine că eu pot fi gazdă pentru actorii teatrului din Deva și bineînțeles că sunt de-a dreptul plină de emoții și cred că se vede asta, mai ales că astăzi este zi specială pentru mine, că Mihai este gazdă astăzi și îmi doresc să mai vin, dacă se mai poate, și cu alte... Sigur, cu mare drag, mai este o zi specială astăzi pentru că este ziua copilului Victoriei, nu? Da. Este mâine dimineață. Mâine dimineață este ziua copilului tău. Da, Juliette se Juliette. Cheamă. Ah. Dic, c'est l'anniversaire de ta fille demain, donc c'est encore plus généreux de ta part d'être là. La mulți ani! Bon anniversaire, Juliette! Haideți să vorbim un pic despre voi. Totuși, am rămas uimită, eu sunt așa mai blondă, da, mai blondă, și am întrebări de obicei. E clar că tu ai luat contact cu România mai de mult pentru că vorbești foarte bine românește. Da, vorbesc așa, dar mersi mult pentru compliment. Vorbești mai bine decât mulți români, stai liniștită și mi-asum ceea ce spun. De unde cunoști limba română? Am învățat românește în 2005 pentru că am venit pe prima dată, nu am făcut... teatru în această epocă de viața mea. Am lucrat la Deva, în Institutul Multimedia Romano-Elvețian cu Daniela Miheț. Oh. Și am fost aici pe 6 luni. Și acum 15 ani. Am așa. Înțeles. Și am avut o familie de inimă, o prietenie care a crescut mult cu timp, pentru că am revenit fiecare an și am învățat românește cu familia Rafi și cu familia Goghe, care sunt prietenii mea, familia de inimă. Așa. Și am vrut să pot să vorbesc cu bătrân și eu trebuie să învăț românește și nu contrari, știi? Așa. Și mi-e place mult aceste limba. E ca o muzică. Dragii mei, în colecție de viață, am luat-o și ieri de la invitații din Germania, se pare că străinii ne iubesc mai mult decât ne iubim. Da.
Așa este. Și ne respectă, adică să vrei să înveți românește pentru a putea sta de vorbă cu bătrânii din România pe care noi îi cam ignorăm și îi dăm la o parte și chiar îmi asum ceea ce spun așa blondă cum sunt eu. Da, aceeași părere am eu despre limba franceză și limba italiană, că sunt foarte muzicale și îmi plac foarte mult. Deci chiar îmi place și franceza și italiana. Bine. Prietenele tale sunt pentru prima dată în România, da? Da. Victoria deja a venit odată cu mine pentru să vizitat prieten meu și pe Marta e prima dată. Te rog frumos să le întrebi prima dată pe Victoria, pentru că ea a mai fost, cum simte România? Cum, pe prima dată? Da. Comment tu t'es senti la première fois que tu es venue en Roumanie? Très très bien accueilli. O ospitalitate incredibile de mare. Mais j'aurais jamais pensé il y a 4 ans que je devrais apprendre 4 ans après un spectacle en phonétique pour venir ici. Zice, dar că niciodată când a venit pe prima dată a putut să imagineze că trebuie să revin 4 ani după și învățat o spectacol în fonetic, în limba românește, știi? Da, deci primul spectacol la Crius Public, ea a învățat românește fonetic, adică a scris pe hârtie și învață limba română este o limbă fonetică, franceza nu este o limbă fonetică și a fost destul de greu. Asta vrea să spună. Și a explicat destul de bine. Da. Marta, cum ți se pare România? Comment tu ça te semble la Roumanie? Ça me semble. Primul contact cu un des premiers contacts. En fait, je sens beaucoup de choses similaires déjà la langue qui est un peu similaire à l'italien, on a les mêmes racines et il y a vraiment des choses qu'on dit pareil. Et aussi dans le sentiment de la vie, enfin on est arrivé hier donc on sait pas beaucoup mais je sens qu'il y a les mêmes j'ai un peu les mêmes repères. În Italia. Marta zice că ea e italiană, e pentru ea, avem ajungem ieri, dar deja simți că e mult punct comun cu Italia, cu limba și cu un fel de, nu știu, de ambiante, de așa, ambian, de energie. Da. Dragile mele, mă bucur că ați răspuns afirmativ invitației lui Mihai și că sunteți la Deva în cadrul festivalului. Bineînțeles că vă așteptăm la Deva oricând cu brațele deschise. Mersi. Și ne bucurăm că ne încântați, sunteți fenomenale și deosebite. Ar trebui un pic să ne dezvăluie din primul spectacol, din Crios Public, da, dacă puteți, pentru telespectatori. Pentru să explicați puțin și după și cântați, da? Sigur că da. Și cântați. Da. Crios Public se zice în românește strigătoare publici. Știi? Și e ceva în Franța, e o tradiție veche, știi? Pe piață, înainte la internet și tot așa, a fost oamenii care se strigau informații, știi? Și noi facem la fel. În aceste perioade unde avem multitud de fel să scris mesajul tot așa, noi, cu spectacolul nostru, dau arți și creion și întrebarea e ok. O foaie de hârtie și un creion. Una ceva să scrieți, ce scrieți? Dacă vreți să spuneți ceva ce nu puteți spune în alt context, scrieți acum pe hârtie, că noi mai departe ca artiști le spunem ce au scris ei pe hârtie oamenii. Ce vor ei? Ce gândesc ei? Ce simt ei? Et c'est important que pour nous, c'est un spectacle gratuit dans l'espace public. Où vraiment les gens peuvent s'exprimer. On porte deci la parole publique. Este un spectacol special, este totul gratuit, iar tinerii se pot exprima liber. Așa. Pentru a spune ce cred ei, ce părere au ei despre lume, despre viață, despre politică, despre orice. Deci este un spectacol interactiv, foarte puternic, în care dă șansa oamenilor, mai ales tinerilor, cum spune le gens, așa, să spună ce gândesc. Superb. O idee minunată, nu am avut astăzi parte... primul spectacol la ora 21 în piața primăriei, chiar aici aproape de mall. Și în spectacol avem kids unde se vorbim de cum e important să exprime, știi?
de se exprime și de da, așa. Deci spectacolul este muzical și le explică cât de important să te exprimi, să-ți exprimi sentimentele sau ceea ce gândești. Dar glumim toate timpul, știi? Da. De exemplu, cu Victoria totul, și cu acordeon, da. Facem un totul rap. Totul sub formă de glumă. Și o să fie chiar un rap pe acordeon, ceea ce este foarte rar, neobișnuit de a face rap cu acordeonul. Dar ele au reușit să facă așa ceva. Așa facem. Oare puteți ne arătați ceva așa? O extracte? Da, da, da. Da, da. Să zic umbrit. Le chapeau. Ah, pentru tine, le chapeau. Mihai, le crieur public. Foarte de când moderez super dimineața, nu pot decât să așa să mă exprim în fiecare zi cât de binecuvântată sunt. Sunteți geniale, fetelor, felicitări. Nu cred că am stă bine cu... Da, e super, bine. Pentru că e roșii și neagră și alb, culoare voastră. Tu poți dire că e écrit, criez public. E scris, strigătoare publicii. Deci promit să fiu în piața sfatului, ca să nu zicem, a primăriei și, dragii mei, de-abia apuc să le văd pe fete în toată desfășurarea, în toată splendoarea lor. Nu știu cum îmi stă, Mihai zice că bine, fetele că bine, sper că și voi cei de acasă, o să-mi întreb și colegii, Iancă, o zis Rocăru și Rosetti, le mulțumesc că sunt astăzi alături de mine. Rocăru tocmai mi-a întors display-ul de pe cameră să vă văd, nu văd până acolo că nu am ochelarii la mine, mulțumesc, ești un drăguț, le mulțumesc celor doi colegi că sunt alături de mine, datorită lor are loc această emisiune din punct de vedere tehnic. Această minunată emisiune, să zicem așa, nu? Îți mulțumesc, Mihai. Dragii mei, înainte de emisiune l-am întrebat pe Mihai ce fac fetele așa repede. Iar mă așteptam să-mi spună repede și am zis că există Google. Și a trebuit să mă edific. Vă spun sincer că n-am înțeles nimic când scria numai în franceză. Degeaba am dat de traducere pagină că nu am rezolvat nimic. Dar nu vreau să închei emisiunea cu fetele înainte să le întreb și să rog pe Cappuccino și pe Mihai să întrebe pe Victoria de ce acest instrument? Pourquoi cet instrument? Pourquoi le accordéon? Ah, parce que ma grand-mère le jouait. Du coup mon père l'a joué. Puis l'a appris à ma mère qui me l'a appris. De la bunica ei cânta la și tatăl ei cânta la acest instrument din familie. De la bunica încoace toți cântă la acordeon. Et c'est un instrument qui est parfait pour être très sonore dans des lieux publics, pour porter le son très loin et qu'on peut porter sur soi, c'est léger. Da, et c'est un instrument extraordinar care pătrunde în public, c'est foarte ușor de purtat, de așa nu este greu și are o sonoritate foarte bună. Și ajungem la Marta. Hei, frumos, elegant. Frumos. Sună bine. Frumos. Mi-a plăcut și mie, i-a plăcut și lui Ancă. Asta mare lucru, dragii mei, știți că noi stăm afon la muzică. De câți ani exersezi la piano, la vioară? Să fie cum e tu? Oi. Sono... Câte vii? 50? Presque 30. Aproape 30 de ani. Oh. Wow! De la 2 ani? De la 2 ani. Pentru că Marta a crescut în familia de muzicieni. Deci a crescut într-o familie, familie de muzicieni. De muzicieni. Da. De unde dragostea pentru vioară? Ce te-a îndemnat drag, să alegi vioară? J'ai compris dragoste. Qu'est-ce qui t'a attiré comme ça vers le violon? Rien.
Rien. Nimic. 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 Rien du tout. C'est ma mère qui un jour m'a dit, est-ce que tu veux jouer de la viole d'amour? La viola d'amore, qui est un instrument très ancien, qui est comme un violon, mais avec des cordes, c'est même pas moi, avec des cordes qui résonnent. Mm-hmm. Et moi, j'ai trouvé ce nom tellement beau. Ah, comme la viola d'amour. Non, ça se joue comme ça. Ah. Et c'est comme un violon un peu plus grand, avec un son entre l'alto et le violon. Et du coup, j'ai trouvé ce nom, la viola d'amour, est tellement beau. J'ai dit oui, allez, on y va. Mais après, quand on commence à jouer du violon, c'est pas facile parce que les premiers sons que tu fais, c'est ça. Mais comme je suis quelqu'un de très déterminé, molto determinata, ho detto devo farlo, devo assolutamente riuscire. Et j'ai mis 2 ans avant de faire ça. Mais une fois que j'ai fait ça, j'étais tellement satisfaite que j'ai continué. Hai că se traduc, mui, Mihai, acum. Nu, foarte frumos, e o plăcere să o asculți. Eu am înțeles tot, dar limbajul corpului și energia pozitivă absolut care vine de la ea, din voce și din atitudine, spune tot. Eu cred că mai trebuie vreo traducere. Dacă vrei, tradu. Nu vreau. Dragii mei, vă traduc eu, dar am înțeles 2 săptămâni, 2 luni. 2 ani. 2 ani? Da. Deci cu o ambiție de fier, ați auzit că la început scârția, după 2 ani, care n-am înțeles, suna așa, cu o ambiție de fier. Am înțeles că a început la un alt instrument. Da, a fost viola de amore, de iubire, care e un instrument italian ancien. C'est un ancien instrument. Un antic, un instrument italian așa, foarte vechi, antic. Și mama ei zice la Marta, ok, vreți să încerc asta, viola de amore? Și Marta se zice, wow, ce frumos! E la viola de dragoste. Așa. Et ce qu'il y a de beau dans le projet qu'on a ensemble, c'est qu'au départ, on l'a pensé parce qu'on avait toutes les deux des enfants à qui on chantait des berceuses et on a eu envie de faire un spectacle pour les enfants et les grands, tout mélangé, pour faire découvrir les musiques traditionnelles d'un peu partout. Mais au départ, c'était en chantant pour endormir nos enfants que le spectacle s'est créé. Victoria și Marta are copii, 2 copii fiecare una. Și a început când s-a rencontré. Fiecare au 2 copii. Fiecare 2 copii. Deci 4 copii împreună. Da. În total. Nu împreună. Nu împreună, în total. Și al început de Tascabilissimo a fost aceste voluntate de mamă să fac muzica pentru copii ca berceuse, știi, pentru că se dorm copii. Da. Știi? Și cum Victoria a fost 5 ani în Chile, în America del Sur, și bineînțeles Marta vine de Italia, da. A fost ca un mult posibilitate de kins tradițional și la posibilitate de fac ceva un puțin mai mult rock and roll, știi, cu interpretații. Dar al început a fost pentru copii. Un moment, muzica pentru copii. Nu știu dacă pentru copii sau pentru oameni mari m-au cucerit aceste femei minunate. Mai aflu că sunt și mame a câte 2 copii. 2 copii. Dragile mele, mai avem de lucru. Să ajungem să facem 2 copii și să învățăm. Și arată foarte bine, că cântă de 30 de ani la vioară, nu? Adică, dragile mele, mai avem de învățat să ajungem să le cântăm copiilor să doarmă, să învățăm să cântăm la vioară sau la acordeon pentru a ne adormi copiii. O să-i rog pe colegii mei să mă ajute cât mai avem. Ovidiu, îmi dai, te rog, un semnal. Da, din păcate, trebuie să ne luăm la revedere. Eu aș mai fi stat. Sunt convinsă că și vă rog să veniți și să fiți convinși că voi fi în piață. De-abia apuc să le văd pe fete. Nu pot decât să vă mulțumesc, nu că ați venit în România, că existați. C'est beau. Elle dit, je vous remercie pas d'être venu, je vous remercie d'exister. Oh, merci mult! Planeta e mai frumoasă, pentru că știu că voi sunteți fermecătoare, ăsta e cuvântul. Șarmante. Șarmante.
Mihai, cu tine o să mă văd și în după scurta pauză de publicitate, am deja emoții. Dragilor mele, vă urez succes și pentru spectacolele din România, dar mult succes în viață. Sunteți nu mai am cuvinte, minunate. Pauză de publicitate și revenim aici la Teatru de Artă din Deva. Merci România că a rezistat cu teatru. Merci mult.